Polițiștii de la Serviciul Criminalistic au fost solicitați în această dimineață pe o stradă din cartierul Nord din Ploiești, unde a fost găsit cadavrul unei femei. Corpul femeii a fost descoperit în apropiere de fostul complex meșteșugăresc. Femeia, în vârstă de 74 de ani, a acuzat o stare de rău, fiind ajutată de mai mulți trecători să se așeze pe bordură pentru a-și reveni. Ulterior și-a pierdut cunoștința, fiind declarat decesul. Polițiștii au declanșat o anchetă în acest caz. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, Biroul de Combatere a Furturilor din Locuințe, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Victima este un ploieștean în vârstă de 90 de ani, căruia i s-au furat toți banii pe care îi avea în casă. Din cercetări a reieșit faptul că la data de 9 februarie persoanele bănuite ar fi sustras 90.300 de lei și 3.600 de dolari dintr-o locuință din municipiul Ploiești, se arată într-un comunicat al Poliției Prahova. În urma perchezițiilor, două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție. Bilanțul prezentat de Prefectura Prahova privind calitatea aerului din Ploiești după monitorizarea efectuată în primele două săptămâni din februarie arată că au existat depășiri ale valorilor de pulberi în suspensie și creșteri punctuale ale emisiilor de benzen și dioxid de azot. Datele prezentate vizează perioada 1-14 februarie, timp în care laboratorul mobil al Agenției pentru Protecția Mediului a fost amplasat în centrul Ploieștiului, lângă Palatul Administrativ. Valorile crescute au fost puse pe seama traficului rutier, mai ales că laboratorul a stat lângă cea mai importantă arteră a municipiului, a arterilor industriale și a arterilor de combustibil solid pentru încălzirea locuințelor. Potrivit datelor din raport, prefectul județului a dispus ca în perioada imediat următoare să fie prezentate explicații punctuale și concrete cu privire la sursa acestor depășiri, precum și prezentarea unor eventuale soluții sau măsuri intermediare ce pot fi luate. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege conform căruia consiliile locale sunt împuternicite să ofere reduceri procentuale ale impozitelor pe clădiri și pe teren pentru persoanele fizice care demonstrează că au efectuat cel puțin 3 donări de sânge în decursul unui an calendaristic. Reducerile aplicate pot fi combinate cu bonificația de 10% acordată pentru plata anticipată până la data de 31 martie. Consiliile locale pot decide acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice care dețin o clădire în România și care demonstrează că au efectuat cel puțin 3 donări de sânge într-un an calendaristic, conform prevederilor legii 282/2005. Cutirea sau reducerea impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii documentelor justificative. Inițiativa legislativă a fost adoptată și de Senat, iar Camera Deputaților are puterea de decizie în acest caz.